Fostul președinte Traian Băsescu a făcut lista rușinii pentru guvernul PSD. Într-o emisiune TV, fostul președinte a nominalizat 5 miniștri care ar trebui să-și piardă fotoliile. Dincolo de disputele lor politice, a trebuit să plece din guvern Stănescu, Teodorovici, Daia, Dănuța Andrușcă și Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene. Traian Băsescu a explicat că l-a inclus în lista neagră pe ministrul agriculturii pentru că nu a utilizat banii pentru dezvoltare rurală. Mai mult, fostul președinte a avut tolba plină de ironii la adresa reprezentanților executivului când i-a analizat pe rând. Viceprim-ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, Paul Stănescu. Da. Sau ministrul armetică, ministrul economiei, Andrușcă, altă panoramă. Am văzut reacția discotecarului, a ministrului finanțelor. Orlando Teodorovici. La declarația doamnei Crețu. Este atât de evident că habar n-are care-s procedurile pentru utilizarea banilor europeni. Nici ministrul fondurilor europene nu a scăpat de atacul fostului președinte. Pentru Rovana Plumb ar putea fi înființat un minister al tăiatului frunzei la câini, a afirmat Băsescu. Și cireașa de pe tort. Dacă nu îți bani controlați, care nu pot fi furați, nu-s buni pentru PSD. În loc de concluzie la analiza sa, fostul președinte al României a afirmat că imaginea țării noastre este mai șifonată acum decât în 2014 și că baronii lui Liviu Dragnea sunt mai slabi decât cei ai lui Adrian Năstase.